Salut, oameni buni! Astăzi aș vrea să vă arăt cum putem utiliza un GPS cu sistemul Ego Prime. Acesta este un GPS normal, Smilo. Intrăm în navigație. Ego Prime. Așteptăm să se încarce. Aici este rămas traseul anterior. Deci, intrăm aici. Anulează traseu. Anulează traseu. Ok, bun. Acum, el este normal. Meniu pentru a căuta o destinație. Avem două variante. Ori, intrăm aici la mai multe coordonate. Și aici se scot coordonatele de pe Google. Nord și Est. De exemplu, căutăm. Noi acum, în acest moment, ne aflăm la Hamburg. Da? Să spunem că mergem la München. Scoatem coordonatele de la München. Ar fi 48.1175.1175.35.35. După aia, la est avem 11.560.560.815.815. Dăm gata. Aici, pentru a mișora, a vedea, de exemplu, München. Dăm mergi. Și el calculează traseul. Aici s-a calculat traseul, sunt 797 de kilometri, 9 ore și 49. Dăm start. Ok. Și ne pornim. Acum, la meniu, opțiuni traseu, vedere generală, pentru a vedea mereu traseul pe unde ne duce GPS-ul. Pentru că de cele mai multe ori e aparat și nu prea ne duce bine. Da, de exemplu, noi suntem aici, coborăm în jos, de la Hamburg. Hanover. Nuremberg, Ingolstadt și München. Bun. Înapoi. Acum. La mai multe găsim la setări parametri traseu. Vehicul. Autobuz, camion, taxi. Pentru 3 jumate se ține pe autobuz. Pentru camioane se ține la camioane. Este suficient să se bifeze. După aia, modul de navigare pe șosea,
la metodă de planificare traseu. Aici sunt două variante. Ori se merge pe rapid, care calculează cel mai rapid traseu, ori se merge pe ușor. Ușor ce ar însemna? Că evită anumite naționale și ne bagă mai mult pe autostrăzi, pe drumurile mai mari, mai largi, de exemplu. Dar timpul va fi mai mult, mai mare și kilometri mai mulți. Bun. Aici sunt bifate autostrăzi, bifate mereu, vinietă, bifată mereu, la taxa de acces. Aceasta când este de bifată, pe Franța, pe Italia, pe Spania și pe Polonia și cam atâta, sunt autostrăzi cu plată, pe care dacă această taxă este bifată, ne va băga pe ele. Dacă aceasta este nebifată, ne va duce fără plată, adică pe naționale, pe Franța, pe Italia. Se bifează și se debifează. Bun. Feribot BAC, aici bifate, bandă specială nu, drumuri neasfaltate nu, calculează traseu ecologic bifat. Ok. La vinietă e bine să fie bifată, deoarece ne bagă pe drumurile tot cu plată, cum ar fi pe Austria, pe Cehia, chiar pe România, pe Slovacia, Slovenia, Ungaria, drumuri care se cere vinieta pentru a circula pe autostradă. Bun. La evitări. De exemplu, când vrem să evităm o secțiune specială, dăm aici. Evită traseul înainte și evită o zonă pe traseu. Bun. Pentru a face acest lucru, trebuie să căutăm, deci, să punem, de exemplu, Austria și să punem la numărul localității, punem Ungaria, Budapesta, centrul localității, mergem, destinație nouă, așteptăm. S-a calculat traseul, dăm start. Ok, și acum să revenim. Deci, opțiuni traseu, evitări. Evitați o secțiune specială întotdeauna. Căutăm și aici, de exemplu, să zicem că nu vrem să circulăm prin Cehia. Dăm la călătoriți prin Cehia, niciodată traversare frontieră, la călătoriți prin Cehia. Ne va arăta traseul pe care îl vom ocoli. El se recalculează cu un traseu nou. În această situație, în general, cu evitarea se folosește pe Elveția. De exemplu, când plecăm din Ungaria spre Italia, să zicem. Ne bagă prin Elveția. Aia. În acel moment dăm evitare sau când plecăm din Franța, din Franța în Italia, dăm evitare Elveția și mergem ori pe la tunelul Frejus, ori pe la tunelul Mont Blanc. Și așa evităm. Dăm acceptă. El se recalculează.
După ce s-a recalculat, dăm la vedere generală și verificăm. Deci, după cum vedem, Germania ne duce pe lângă granița cu Cehia, nu intrăm în Cehia, din Germania intrăm direct în Austria, mergem pe Austria și din Austria intrăm direct în Ungaria și mergem spre Budapesta. De exemplu, nu am vinietă pentru Cehia și nici nu vreau să scot vinietă pentru Cehia. Dau evitare Cehia, merg prin Germania, Austria, Ungaria. Ok. După aia. Cum setăm un punct intermediar pe traseu? De exemplu, noi pe acest traseu trebuie să ne oprim să punem motorină. Intrăm la opțiuni traseu, la destinație. De exemplu, aici am istoricul și o să punem motorină în Austria, la Wales, de exemplu. Dăm aici, verificăm, este la Wales. Noi trecem pe lângă Wales, dăm mai departe și dăm punct intermediar. Se recalculează. Va dura un pic pentru că traseul este destul de lung și cu cât este mai lung, cu atâta timpul de calcul al traseului va fi mai mare. Depinde acum de GPS, cu cât sunt mai performante, cu atât merg mai bine. Dar ne facem treaba și cu ce avem. Aici este punctul intermediar, pe Austria. După care, după ce alimentez, merg spre Budapesta. Același lucru cu punctul intermediar se poate face și cu coordonatele direct. Se intră la meniu, la destinație, mai multe coordonate. Se pun coordonatele, se dă gata. De exemplu, după ce am dat gata, da, zicem că am pus coordonatele de aici. Dăm mai departe și la fel punct intermediar. Iar se calculează și ne va duce chiar la punctul nostru intermediar, care e puțin mai în față. Ok. După cum se vede. La setări avem la sunete, avertizări. Setări, puncte de avertizare. Acestea sunt puncte de avertizare pentru radare. Franța, Ungaria, Austria, Spania. Când ne apropiem de un radar, va țâui și vom ști cum să mergem. Setări, avertizare, viteză, cu cât mergem se va înroși când vom avea o viteză mai mare. Aici ne va arăta mereu viteza, dar acum, deoarece suntem într-o zonă industrială, nu sunt indicatoare pentru a ne indica viteza. Timpul. Sunt 15:57, vom ajunge la ora 2:48 și sunt 1370 de kilometri. Pentru a da la cineva coordonatele de unde ne aflăm noi în acest moment, de exemplu cum scrie aici, dedesubt, apăsăm aici și ne arată latitudine, longitudine. Acestea sunt coordonatele noastre actuale. Pentru a căuta din nou benzinării pe traseu, dăm aici la căutare locații. Benzinării și ne va arăta toate benzinările de-a lungul traseului. De exemplu, avem un Aral la 1,9 km. Dăm aici, vedem Aralul, dăm mișorare pentru a vedea traseul. Noi mergem pe aici, dar ne vom abate un pic de la drum ca să mergem la Aral. Dăm
mai departe, la fel, punct intermediar și ne va duce la Aral, la Peco. Se reconfigurează. Start. Din nou. Tot pentru a căuta benzinării, putem căuta benzinările și după nume. La căutare rapidă scriem, de exemplu, Aral. Ne calculează rezultatele și găsim numai pe căuri Aral. Dacă vrem să alimentăm doar la Aral. Da. Și mereu se urmărească unde se vede pompa, niciodată aici, unde e mașina cu cheia. Pentru că de cel mai multe ori poate să nu fie pe copa, poate să fie un service. Dăm, îl vedem unde este, trecem pe lângă, aceeași poveste. Punct intermediar, se calculează și mergem. Acesta este istoricul, de exemplu, am pus Aralul la München, Budapesta, la fel, unde vom merge să alimentăm la Wells și aici sunt alte adrese. Vedem traseul. Încât mergem pentru